Din ce e făcută muiare? Când s-a făcut pământul, Dumnezeu cu dracu a fost fertați și tot a lucrat amândoi bărăbari. Unul face nuviri cu ploaie, altul văi și râuri. Unul face câmpie, altul șoș și munți. Pe lângă moșul Adam a lucrat umăr la umăr și l-a pus să fie stăpân peste toate joavinii. Ama după câtă vreame se vaita Adam la Dumnezeu că e urât, că e el un om singur între atâce joavini. Ar fi bun, spune, să aibă vreo păriache omenească de soție. Să ghingeaște Dumnezeu și așa cum să facă. Într-o zi, prumblându-se singur, pe lângă mărginea mărilor, întâlnește pe Adam, care iar se pune pe el cu văitătura lui și îi dodă în gând ce să facă. Îl doarme și îi scoace o coastă, fâncă e osul tare și poate să se facă multe care și din așa marfă. Până el s-a gingit, cu coastă în mână, cel fărtatul vine și îl întreabă ce lucră. Dumnezeu îi spune, dar dracu să mânie că înșeput așa lucru fără el. Îi smăcneaște coasta ia din mână și se pune pe fugă pe lângă mărgină. Dumnezeu după el, ama când viage că o să-i scape, el se lapădă și-l prinde de corn. Dracu smăcneaște din cap, cornul pucneaște și rămâne la Dumnezeu în mână. Dar dracu tutuleaște cu coasta, lu Adam, pistă dungă și scap. Stă Domnul cu cornul dracului în mână și când viage că nu o să ajungă fugariu, se uită la cornul ăla și zici, pa os e os, și așa din cornul dracului face muiarea să fie jucăria lui Adam. De aia, spune-i bătrâni, muiarea și în zice astăzi are nărau dracului.